vezi cei care aduc bucurii, se mită cu Dumnezeu, da? Dar cum că stai cine anii în băie? La Andreea. Ziua la Andreea. Ziua la Andreea. Corect, este ziua la Andreea, adică Iusca Andreea, da? Cine? Da. Da? Andreea, te rog cum o să te apropii mai aproape. Așa. O de aici. Așa, stop. Andreea, uite că astăzi vine și o văză frumoasă, da? Câți ani mai rămânești? 11. 11. Da? Mulți ani înainte. Ai emoții? Bravo. Fetica, în special pentru tine, este acest scușuleț cu fructe. Neapărat să le consumi pe toate, căci ai nevoie de ele, da? Ca să înveți bine și să vezi la putere. Da. Ursulică, ca să dormi lângă el, să te încălzească acest lucru. Și sigur că să-ți aduci aminte de această surpriză frumoasă. Iar acest buchet de flori și ciocolate, știi ce vreau să te rog? Ca să te duci după la recreație, să-i mâni inteligente. Eu să ieși. Vreau să te zice. Wow, super! Ne-ți arăt frumos, mai aproape. Așa, lângă Adrian. Aici, Ana. Lângă Adrian. Partea asta. Așa. Acest buchet de flori sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Și ciocolatele ca să mă ducească viața de asta. Mulțumesc frumos. Așa și... Uite, Adrian, mai e și o tortă. Așa ca să-ți îmbrăcească și viața ta frumoasă, da? Poți să servești și colegii tăi după lecții. Asta se face? Așa. Dar cum crezi cel mai interesant? De la cine poate să vină această surpriză? Cine crezi că ți-a făcut? Cine, Adrian, putea să-ți faci așa? Părinți. Părinți. Păi să știi că în special este din partea mamei. Nu te-ai așteptat, da? Este din partea mamei, care e... Îți ceri mii de scuze că n-a putut să-ți mâine aceste surprize ea personal și îți transmite un sincer la mulți ani, să ai câte ori cât mai frumoase și cu note bune la învățătură și ca astfel de surprize din viața ta să nu dispară niciodată. Da? Uite că ai posibilitatea să-i transmiți și tu, mami, un mic mesaj, un semn de mulțumire. Ce îi spui tu acolo? Mulțumesc pentru cadou. Și nu-i dor de tine și aștept să fie acasă. Și noi toți așteptăm, da? Da. Și-l felicităm la Pia Adrian.